Batalionul 114 tancuri Petru Cercel marchează astăzi, 14 aprilie, 55 de ani de la înființare. Are loc introducerea drapelului de luptă în formație. Pentru a marca acest eveniment aniversar, la sediul unității a fost organizată o ceremonie militară. Mesajul șefului statului major al Forțelor Terestre, cu prilejul sărbătoririi a 55 de ani de la înființarea Batalionului 114 Tancuri Petru Cercel. Batalionul 114 Tancuri Petru Cercel, continuatorul tradițiilor de luptă ale Regimentului 1 Tancuri Vlad Țepeș, înființat la 14 aprilie 1961, sărbătorește 55 de ani de existență. Acest eveniment aniversar îmi oferă prilejul de a evidenția eforturile susținute, depuse de personalul unității în organizarea și desfășurarea misiunilor specifice. Sărbătoarea de azi se constituie într-o întâlnire de suflet între generația actuală a tanchiștilor și generațiile mai vechi care au slujit cu credință sub drapel în această unitate. Rezultatele foarte bune, obținute la toate categoriile de pregătire, fac dovada faptului că aveți capacitatea și forța necesară pentru îndeplinirea misiunilor încredințate. La 1 octombrie 2009, ia ființă Batalionul 114 Tancuri în subordinea Brigăzii 1 Mecanizate Vasile Lupu, având în dotare de această dată doar tancuri model T-55. În anul 2010, unitatea primește drapelul de luptă și se conferă denumirea onorifică de Petru Cercel, iar în anul 2014, prin ordinul șefului statului major general, unitatea preia tradițiile de luptă ale Regimentului 1 Tancuri Vlad Țepeș. Și astfel, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, unitatea, istoria armei tancuri continuă să se făptuiască în garnizoana Târgoviște, alături de celelalte patru garnizoane din țară, unde tanchiștii țării își îndeplinesc cu succes misiunile încredințate. Ar mai fi multe de spus despre zilele acestei unități, despre munca și efortul acestui colectiv, despre zilele și nopțile petrecute în Arșiță și Viscol, în poligoanele Babadag și Zmurdan, sau în tancodromul unității, sau chiar în depărtatul Afganistan, unde și în acest moment parte din colegii noștri sunt detașați în batalionul de protecție a forței în baza CAF, dar apreciez să nu sunt eu cel mai în măsură să vorbesc despre toate acestea, având în vedere timpul relativ scurt de când am preluat comanda acestui batalion. Și în viața unei unități, ca și în cea unei familii, este presărată și cu bune și cu rele, și cu suișuri și cu coborâșuri, dar este important să ne păstrăm demnitatea, încrederea în forțele proprii și respectul pentru valorile care ne definesc ca militari. Este o mare bucurie pentru mine să fiu prezent astăzi, cred că a 7-a sau 8-a oară, în curtea acestei unități militare, la o sărbătoare de tradiție a unei arme cu totul speciale din Armata Română și a unui batalion cu totul special, 114 tancuri Petru Cercel. Astăzi am putut afla cu toții că această armă are o tradiție îndelungată în Târgoviște, că acest batalion este portapreul Armatei Române pe teatrele de operațiuni din Afganistan și lucrul acesta nu face decât să ne arate profesionalismul celor care servesc în această unitate militară de elită și în același timp să ne pună pe noi în situația de a le mulțumi pentru eforturile făcute în direcția consolidării imaginii României și de ce nu a municipiului Târgoviște. Vă pot spune astăzi că pregătim un proiect european pe exercițiul financiar 2014-2020, prin care intenționăm reabilitarea clădirii unității militare de la gară, fostă școală de cavalerie, și intenționăm să realizăm un muzeu al tradițiilor militare din garnizoana Târgoviște.